De fapt, eu am comandat albi și mă sperie faptul că ele sunt negri. Ei, prea ieftin, ieftin, prea ca de la suharici. Там все болтается. Type-C? Type-C? Фигась. Я каста прям, как înțelegi, как кинец? А шеф, румос. О каску не лукряза, ведь о каску не лукряза. Интересно, как я с ним перекрыжусь. Ну, шпаду к лапорте, я прямо мя команда типа Banggood. Ам около перекиди кэшти, гратуити. Шо он аксессуар, пентру каблу, кари ос, кари мог кустат мулт. Нам рад дарь сабад, чьи кисти имя протокол, чьи фельди кэшти гратуити, пот сам эфери Banggood. De fapt, ele costă vreo $26, dar ei mi le-au oferit gratuit cu livrarea de $2. Te vilea, vine chiar împachetată de la Banggood, înseamnă cu jumă. Pe site-ul Banggood acum este o promoție în caz că ești cumpărător nou, ai la dispoziție un cupon de $2 care îl poți cheltui de la o sumă de la $5 în sus. De lângă asta, site-ul Banggood îți oferă o listă întreagă de cadouri la alegere cu căști, încărcătoare, ce mai este acolo, Max? Cabluri, de toate sunt. Într-un fel nu poți să alegi tot ce îți dorești tu chiar, însă ei îți oferă o listă cu multe produse din care chiar ai ce să alegi. Și eu mi-am ales, Max mi-a recomandat site-ul ăsta, eu nu prea aveam încredere în el, dar el a spus că uite, dacă te registrezi acum, poți primești cadou ceva acolo, pereche de căști. El ți-a găsit acolo tot ceva căști, eu zic că poți să alegi și tu. Zic, ok, hai să luăm și căștile. Așa, ce e drept că unele produse sunt foarte scumpe în comparație cu AliExpress-ul. De exemplu, ei într-un fel scurg de pe tine banii care să-ți oferi cadou. Uite, chestia asta costă în jur de $3, sunt mai corect, nu știu. $3, $2 și ceva. Adică pe când pe AliExpress ea costă 50 cent maxim în dolar. În schimb, mi-au oferit aceste căști cadou. Nu știu cum se numesc. XG46, ce are Active Noise Cancelling, HD Voice, Hi-Fi Sound Quality, Touch Control. Toate astea gratuit. Căștile costau $26, ei mi-arătau că 36, dar noi știm cum fac chinezii. Și livrarea $2 și ceva costă. Hai să vedem ce căști pot să vină de pe site-ul Banggood gratuite care sunt. Apropo, la început mi s-a părut că sunt negri, toată imaginea e negru, dar aici e cu asta, nivelul de seriozitate a companiei, aici e prost, ai pus cu marker, că e culoarea albă. Nu știu, după împachetare să vede că, dacă dai să arăt așa, chinezii când îți sigilează din nou un iPhone o fac mult mai calitativ decât. Cutia e prea ieftină, ieftină, vreau ca de la suhari, și cum se aude. Там все болтается. What is this? Oh my. Вот это фигня, яка аста. Type-C? Type-C? Фигась. Яка аста прям, как înțelegi, как кинец? А шеф, румос. Перевертыш. Ши, прикинь, еле ши инструкция. Не англеза, ши кинеза. Допустим. Eu gratuit, ok, dar $26. Pare mi se că trebuie de-l pus la încărcat. Vreau să văd cât de bine stau în urechile. Așa de bine și moale să așa în urechile. Sau poate că eu de mult timp nu am folosit de astea cu pernuță. Interesant. Așa, căștile s-au încărcat un pic. Sunt aici. Vreau să vă arăt primele mele impresii care sunt pe mimica mea să vadă. Ce impresie am despre căștile astea? Ia să vedem. O cască lucrează. Basuri sunt. O cască lucrează. Poate două nu s-au încărcat. Am activat modul de transparență, dar până acum riesc era modul de Active Noise Cancelling. Când faci un dublu tap pe cască, ai un fel de Taptic Engine sau Haptic. Taptic Engine de la iPhone, parcă ai în urechi. Așa a sunit. Foarte plăcut. Mă uimește. Era un mem când propun o preg de căști de pe un site chinez și acolo una lucrează peste un timp și alta nu. La mine ambele nu lucrează. Pare mi-s că una într-adevăr nu lucrează pentru că una nu luminează. Nu-ți fă de cap, te rog frumos, lucrează. Ah, s-o, este, am văzut că luminează o leacă. Prăjesc cu un defect din fabrică, nu mi-e la exemplarul meu, dar nu-i plăcut oricum că mi l-a dat cadou, dar nu lucrează. Atunci poți să o scoți că e un cadou în așa caz. Cam asta a fost prima impresie la cumpărătura de pe site-ul Banggood.
nu știu, care sens deschizi un sport sau să-ți părești ceva. E un cadou care ți-l luat gratuit și poți mai ceri. Neplăcut? Da. Poți să faci ceva cu el? Nu. Să-l folosești numai o cască? Da. Nici încolo, nici încoace. Neplăcut. O să văd. O să mai încerc să-l lăs la încărcat tot și mai mult timp, poate o să-și revină cumva, poate bateria s-a dus în timp cât a ajuns aici. La fel poți intra pe site-ul Banggood, link-ul îl pun în comentarii, poate găsești ceva interesant pentru tine. Eu cum am făcut? Am luat și am cătat cel mai ieftin produs disponibil la vreo 3-4 dolari. Am cumpărat chestii ce, apropo, am aplicat-o și ține foarte bine de dulap pentru a atârna cablurile. Mi-am luat aceste căști, mai scurt, în total, plus minus m-a costat 4 dolari ceva livrarea și acel produs.